Georgiana, cum l-ai cunoscut pe Cadar Ștefan, zis Fanny? Noi ne-am cunoscut pe Facebook din luna mai. Da, într-adevăr l-am contactat eu, dar în virtutea faptului de a ne cunoaște, de a schimba niște vorbe, de a ne cunoaște, dar nu în niciun caz, cum afirmă el, că eu l-am contactat cu scopul clar de a mă culca cu el. Pentru că nu a fost deloc așa. Și tocmai de aceea, noi, după ce ne-am cunoscut propriu-zis în luna iulie, abia după 2 luni am avut relații intime propriu-zise. Și ce s-a întâmplat? Ați ajuns într-o situație parcă Da, el fără a profitat, el este ieșire. un om foarte care, deci care manipulează foarte mult lumea și te studiază foarte bine. Și în mine a văzut o victimă sigură. Mi-a spus de la bun început, deci când ne-am cunoscut, eram la masă cu părinții mei, la un local în centru vechi, în Baia Mare. Iar eu primul lucru pe care l-am întrebat când ne-am cunoscut a fost, ești însurat sau divorțat? Pentru că dacă ești însurat, îți spun de pe acum că între noi, mai mult decât un bună ziua și un la revedere, nu va exista. Că eu nu mă bag în familia nimănui, nu am de ce. El clar mi-a spus de la început că este divorțat. Este divorțat, nu stă cu soția lui, da, mi-a spus într-adevăr că are un copil. Și asta mi-a spus despre starea lui civilă, că este divorțat. Ulterior să aflu că de fapt stă cu soția lui în aceeași casă, el motivând că nu este divorțat, ci este în divorț și m-a trebuit să iasă un act, de fapt. Și după aia, efectiv, să aflu că este însurat, nu este niciun divorț. Totul a fost o minciună. Pe urmă a venit vestea că ești însărcinată, da? Ai aflat. Da. Vestea că sunt însărcinată, am primit-o când mă hotărâsem deja să pun punct, pentru că am avut un incident neplăcut cu el în Sibiu, unde a consumat băuturi alcoolice peste măsură, a început să spargă, să facă tot felul Ne de... pot spune mai Da. exact unde a fost acest incident? Da, la Miercurea Sibiului, la o pensiune confort. Am fost și la restaurant și după aceea ne-am dus la pensiune. Dar el era foarte... Deci era în De ce a stare avut de aceste pietate. stări? Pentru că a consumat alcool peste măsură. Deci închipuiți că acolo în restaurant, după ce mă înjura și mă făcea în toată forma, deci treceau secunde și se punea la picioarele mele să-mi pupe picioarele. Așa cu voce tare de față cu Da, ceilalți da, în da. restaurant. Nu, eram doar noi, că A, eram într-o un fel de separare. Da, separare. da. Dar ospătărițele au fost martore, încă s-au speriat, că n-au știut ce s-a întâmplat. Că a ridicat vocea, na, eram așa. Și după aceea îți dai seama că nu ne-am pornit la drum cu Îmi el în spuneai că stare erau de pe punctul să pietate. cheme poliția. Da, asta s-a întâmplat la pensiune. La pensiune și cei cazați au fost pe punctul să cheme poliția pentru că în cameră a început să spargă, și-a rupt hainele de pe el, a început să spargă, a vrut chiar să mă lovească, dar nu i-a ieșit și îți dai seama că am fugit din cameră, a auzit și doamna de la recepție că i s-a făcut frică că tot crâșnea din dinți pe acolo. Da, Ții ulterior... minte cum se numește pensiunea? Confort. Confort, Confort. da. Și asta era la Miercurea Sibiului. Și după chestiile astea pe care le-a făcut el, eu hotărâsem să pun punct. Deci să... Pentru că, stai, n-am nevoie de un asemenea om lângă mine. El dimineață, vai că îmi cer scuze, că te rog frumos să mă ierți, că nu mai beau, dar cu asta nu rezolv nimic. Pentru că am mai făcut chestii de genul ăsta și l-am iertat. Că am zis că hai că îi se mai întâmplă unui om, mai orice om mai bea, mai are momente și așa și am zis hai să-i mai dau o șansă. Dacă când vezi că un lucru se repetă și se repetă de nu știu câte ori în interval de o lună, atunci e o problemă. Au mai fost astfel de Da, episoade am mai fost. cu violență, Nu mai fost. violență verbală, Da, amenințări? da, da, da. Am mai fost și în Ocnașul Gatar a fost, unde iarăși m-a obligat efectiv să mă duc cu el la volan, să mă urc cu el la volan până din Sighet până în Carei. Deci era foarte amețit, foarte amețit. Mi-a blocat portierul și Amețit m-a înseamnă obligat. băut? Da, foarte, foarte băut era și m-a obligat efectiv să mă duc cu el în starea aia. Mi-a blocat portiera și nu mai puteam să așa și vreo 2 ore, 3 ore, îți dai seama, crede-mă că doar din tatăl nostru ziceam până acolo și țipam, urlam că nu mai puteam de frică, îți dai Când s-a seama. întâmplat, ții minte, măcar aproximativ, Asta perioada s-a sau ziua? întâmplat în septembrie. În septembrie. Cu mașina, da? Da, de-a fost cu Și la mașina. Miercurea Sibiului? A fost 2 săptămâni, 2 săptămâni și un picuț. Cam așa.
Era într-o vineri. Dar dacă mă uit pe calendar, zi și data. Nu e o problemă. Și ulterior am aflat după incidentul ăsta că sunt însărcinată la câteva zile. Și am vrut să iau legătura cu el să discutăm despre chestia asta, ținând cont că și în mesaje se observă, că în multiplele mesaje se observă dorința lui de a avea un copil cu mine. Încă el mă ruga, mă implora, ca după aia să-mi spună că pentru el viața unui om e o distracție, că el tot ce a vrut a fost să-mi distrugă viața, că acest copil o să aibă el grijă să nu se nască, dar nu va fi așa, că nu depinde de el. Să-mi spună și că suferă de anumite boli și că în cunoștință de cauză mi le-a transmis și mie și că o să avem un Deci, copil frumos. boli venerice, mă Da, boli gândesc, da? venerice, da. Poți să-mi spui exact despre ce e vorba, ce a spus? Da, sifilis, care ceva, iară, bacterie, candida sau nu știu ce gen. Și așa mai departe. Ți-ai făcut analize sau crezi că doar te sperie? Eu cred că doar mă sperie, dar ca să fiu sigură, oricum o să le fac. Deci, ca să fiu sigură, ca și sarcina să meargă pe drumul cel bun, nu o să le fac ca să fie totul Limbajul, din ce am văzut chiar pe SMS-uri, este unul absolut de nereprodus într-un spațiu public. Și gândește-te, stai puțin, gândește-te că în mesajele de la început, de la te ador, te iubesc, te visez, ești cea mai deosebită femeie, te rog frumos să mă ierți, eu am greșit mult față de tine și multe chestii, foarte multe, față de părinții mei, să spună mi-e rușine de părinții tăi, că sunt niște oameni deosebiți și după aia să-i facă retardat, să-i facă sectant, să-i facă nu știu cum. Da. Da, vorbește urât și de părinții tăi, mă gândeam, îi cunoaște atât de bine, să-i caracterizeze, adică sunteți chiar atât de răi toți, inclusiv tu, tatăl tău, mama ta, și totuși a stat la masă cu ei, cu tine a Da, avut asta, relații intime, nu înțeleg, a stat cum la poți masă să cu te ei. încurci, să zic, Nu, cu știi niște care a oameni atât fost, de răi, da, știi dacă... care a fost greșeala mea? A fost și a părinților mei, a fost că am avut încredere în el. Am avut încredere în el și, cum să spun, el de la bun început ne-a văzut oameni buni, pentru că dacă ne vedea oameni răi, clar, nu mai Părinții continua tăi au relația. încercat să ia pe urmă legătura cu el, să Da, vadă care e situația voastră. am încercat să ia legătura cu el. Dar el e prea frică, e foarte fricos, nu vrea nici într-un caz să discute cu ei. Și eu am fost, după ce am știut că sunt însărcinată, am fost 3 zile în Cluj să pot să purt o discuție cu el. Într-una dintre seri, a zis că vine vineri, n-a venit. Sâmbătă, seara, m-am trezit cu el la ușă. Și era în stare de ebrietate foarte avansată, nu se putea ține, nu-și putea ține echilibru. I-am spus că sunt însărcinată, nu știu cât a memorat el atunci fiind în starea respectivă. După care m-a rugat să mă duc cu el până jos. Să-l ajut să ia nu știu ce din mașina lui, să ia nu știu ce. Că datorită faptului că e în starea asta, nu poate. Și zic că mai zic, lasă că mergi mâine sau nu știu. Și nu, te rog, te rog, te rog, exact cum face el. Și m-am dus să-l ajut. Când am coborât jos și am ajuns la mașină, el s-a urcat la volan, dar și-a lăsat ușa deschisă. Deci nu că ar urma să pornească mașina. Și zice, du-te pe partea cealaltă și deschide portiera și ia asta de jos, nu știu ce avea acolo jos și mergem. Eu mă duc să... Deci, crede-mă, atât. Am apucat să pun mâna pe ușa, pe ușa de la mașină și în momentul ăla el a pornit într-o viteză. Deci, dacă nu-mi lua mâna, clar mă târa după el. Deci, clar, categoric Deci mă când târa erai pe după el. punctul de a urca, da? Da. Nu, când eram pe punctul de a deschide ușa. Și atât am avut noroc că mi-am luat mâna în momentul ăla, că altfel mă târa după el. Și dai seama, este o mașină sport și are o viteză foarte mare. Iar el se spăla pe mână, spunea că este în stare de ebrietate, că nu știu ce face, că... Și așa mai departe. După aia a întors mașina și iar s-a îndreptat spre mine, clar, ca să dea peste mine. Și atunci m-am tras și s-a dus. Na, din păcate, aici nu sunt dovezi, să zic așa, știi? El nu recunoaște, el spune că de fapt el a vrut să plece și că eu m-am ținut de el și că nu știu ce, nu știu. Da.
I-a spus clar, dacă spuneai că vrei să pleci, clar, du-te, că nu am nicio treabă. Primești și mesaje de la apropiația lui? Da, primesc și mesaje în care încearcă să mă convingă că bacă are probleme psihice, bacă a fost internat nu știu unde, bacă iară să-mi spună că are boli venerice și așa mai departe, că să nu distrug viața cu acest copil, că nu știu ce, nu știu cum. Da. Și el mă sună și mă terorizează continuu. Deci s-a spus că am apeluri vreo 50 într-o noapte, alte mesaje în altă noapte, iarăși le trimite mesaje pe telefonul părinților mei și îi face în toată forma și așa mai departe. Și un fost angajat, nu? Parcă... Da. Te agasează, îți dă un mesaje. Angajat, da, un angajat. Da. Un angajat. Da. Fost angajat era cel cu care am fost la Sibiu. Te învață chiar cum să ieși copilul cu medicamente, având experiențe similare anterioare? Nu, știi care e chestia? A văzut că nu-i merge cu mine, că nu m-a putut cumpăra prin intermediul banilor, cum face el de obicei. A încercat? Da. Adică? Da, mi-a propus că o să fie totul ok, că să stau liniștită și din punct de vedere financiar, că totul va fi ok, merge el cu mine la clinică, nu știu ce, rămânem iubiți, prieteni pe viață, nu știu ce mai rămânem. Așa că el nu este pregătit. Deci după ce a văzut că nu reușește să mă convingă, cum să zic, să mă convingă prin cuvinte urâte, printr-o atitudine agresivă, a încercat apoi să încerce să mă convingă prin să o dea în extrema cealaltă, să vorbească frumos cu mine. Știi, vorba că veți rămâne prieteni și ubiți dacă vei renunța la sarcină. Da. Și el are multă experiență, cum se aude și în înregistrare, care are multă experiență cu fosta lui prietenă. Pe care... Adică amantă. Amantă, prietenă, da. Ne gândim. Da, amantă. Ți-a povestit că a avut pe cineva în paralel? Da, mi-a povestit. Ulterior am aflat eu cine a fost și... Da. A fost și pe mai mulți persoana... ani cu persoana respectivă? Da, cam 8 ani, cam așa ceva. Și pe persoana respectivă. Vorbe foarte urât de ea de față cu mine și așa mai departe. Dar gândește-te că fata respectivă... Da, cine te sună? Uite, arată acolo camera, așa să vedem. Frumos. Așa. Deci asta n-am putut-o regiza, dacă se va crede vreodată că am încercat să regizăm ceva. Sigur, n-am regizat nimic, dar lucrurile sunt clare. Ți-a povestit că persoana cu care a avut 8 ani o relație în paralel cu soția a făcut avortul? Da, mi-a spus. Că a făcut nu unul, multe. Și că acum, și care avea ceva probleme... covarele, nu știu, na, mă rog, dar gândește-te puțin că fata aia, într-adevăr, na, el susține că i-a cumpărat, că i-a făcut, mă rog, nu, chiar nu e problema mea ce i-a făcut, dar a plătit un preț atât de scump, îți dai seama, să-ți distrugi viața, ea nu are familie, are peste 30 de ani, nu are o familie, el niciodată nu va lua de nevastă și atunci tot pentru ce? Bun, apropo de pentru ce, întrebarea ar fi pentru ce dorești tu să ții această sarcină? Mie, sincer, m-a impresionat cu ceea ce mi-ai spus, dar vreau să o spui și acum. De ce ai păstra un copil de la un om atât de violent, care vorbește atât de urât, care îți jignește părinții pe tine, care spune că vrea să te distrugă? Măi, în primul rând, este copilul meu, știi? Și, cum să spun, acest copil nu are nicio vină și dacă l-a lăsat bunul Dumnezeu, știi, a fost făcut din dragoste, adică din partea mea, a lui spune că e ură. Așa mai departe, că el are față de mine ură de moarte și, cum să spun, chiar nu are nicio vină. Și dacă Dumnezeu mă ajută să duc sarcina asta la bun sfârșit, că la primele săptămâni, primele luni sunt primordiale și, deși el încearcă prin orice mijloc să mă obstrucționeze cumva sarcina, ori mi-a indus și o stare de depresie și o stare de suicid, că îți dai seama, dacă era... Na, dacă trebuie să fii puternic și emoțional, pentru că altfel... O cam iei raza după ce ți-a spus și după ce ți-a promis. Deci, el la masă cu părinții mei spunea că vrea să se căsătorească cu mine, că vrea să avem copii, că vrea să mă mut cu el acolo, în Cluj, și așa mai departe. Ai spus să-mi inducă o stare de suicid. Crezi că asta face sau asta dorește? Da. Păi, zai seama, n-a reușit să pună în practică, propriu zis, să pierd sarcina și acum încearcă să... După ce mi-a spus cât e el de fericit cu soția lui și că el oricum nu o să fie bastardul acest copil, pentru că așa se exprimă, foarte urât, pentru că
acest copil este sânge din sângele lui. Și asta e cel mai dureros. Și, cum să zic, a încercat să îmi creeze așa o stare încât să-mi iau viața. Să zic, măi, uite-te cât și-a bătut joc de mine. Și m-a făcut, păi ți-am spus că și la restaurant, acum, că a fost ultima strigare acum joi, să pot să port o discuție civilizată cu el și am ales un loc public pentru a evita orice neînțelegere și așa. Și m-a așteptat și acolo cu paharul de tărie în mână. Și să-mi spună, după ce i-am spus, dacă vrei să discutăm de un avort, exclude-l. Și că mai nimeni nu vin, că nu vreau să mă enervez. Deci exclude-l. De obicei fie... bea mult, da, cel puțin în prezența ta, din ce îmi povestești, da. Bine, la început, mereu... deci la început nu făcea așa ceva. Deci să ne înțelegem. El a început să bea, te-a pus o lună. De o lună bea continuu, știi cum ar fi. Deci dacă nu bea la o zi, tot la două. Și de asta nici n-am reușit să stau de vorbă cu el. Deci să fie... Crezi că consumă și droguri? Nu cred, dar nu știu, chiar adică nu știu. Deci de nu față cu tine nu s-a întâmplat și n-a povestit, n-a pomenit așa ceva, da? Și asta spuneam că m-am dus acolo la restaurant să vorbesc cu el și a început să-mi spună că oricum acest copil nu se va naște, că de asta va avea el grijă ca acest copil să nu se nască niciodată și că el tot ce a vrut a fost să îmi distrugă viața, să-și bată joc de viața mea, efectiv, dar așa cu zâmbetul pe buze, știi, cu o nonșalanță din aia și, într-adevăr, atunci am luat paharul respectiv. Mi-ai spus că acest copil nu este o joacă. Da, asta nu este o joacă. Nu este o joacă pentru că, îți dai seama, presupune anumite responsabilități, știi, și el nu vrea bun și atunci eu l-am întrebat și el spune, eu nu sunt pregătit pentru acest copil, eu nu sunt pregătit, eu am o vârstă, ok, dar când tu mi-ai cerut să avem un copil, când tu te-ai legat de mine, cunoscându-ți situația, știi, atunci cum a fost? Deci atunci cum a fost? Nu te-ai gândit ce responsabilitate presupune un copil sau pentru tine un copil, exact cum ai declarat, e o bătaie de joc, e o distracție. Ți-a trimis chiar o fotografie cu o altă parteneră sau fostă soție din Ungaria? Nu știu, numărul acesta, habar nu am cu el. Așa? Dar sună frecvent, adică deja pe mine mă deranjează dacă am luat așa. Da. Și mă sună noaptea, mă terorizează, eu am încercat să rezolv chestia asta pe care am ea. E un copil dintr-o altă căsătorie? Cel din Ungaria? Da, cel din Ungaria. El susține acum că are mai mulți și că nu știu. Eu știu de copilul ăla din Ungaria 100% că e a lui. Dar un copil pe care nu l-a căutat niciodată. Și foarte, foarte dureros că mai un părinte și dacă știe că el n-are ce mânca, merge și are grijă de copilul lui. Pentru că nu numai actualul său copil legitim, să zic așa, este copilul lui. Din Cluj. Da. Este și altul. Este și altul. Și foarte urât. Că, știi cum e? Uite-te. Eu cel puțin nu i-am cerut nimic din punct de vedere financiar. El spune că oricum nu o să iei nimic din această firmă și așa mai departe. Dar nici nu i-am cerut ceva. Vorbim de firmă, vorbim de fani, firma de transport. Da? Da? Eu nici nu i-am cerut vreodată așa ceva. Georgiana, ceva. Te simți amenințată? Te simți în pericol? Păi că da, amenințată ești. Din mesaj este foarte clar acest lucru. Sunt și eu amenințată, sunt și părinții mei. Este și acest copil amenințat pentru că îți dai seama, el știe unde locuiesc, știe adresa mea. Și pentru că mi-a făcut o copie după buletin, în momentul în care mi-a făcut o legitimație de transport pe autobusele lui, tocarele lui. Și acea legitimație, eu i-am spus foarte clar, zic, te rog frumos să nu mă faci, că nu am nevoie, deci crede-mă, permis să-mi plătesc biletul, deci nu se pune problema de ceva. Deci eu mi-am plătit cazarea și în Cluj de fiecare dată, am factură pe numele meu și așa mai departe, deci nu am avut nevoie de un ban din partea lui. Și asta e durerea lui, că pe mine nu mă poate cumpăra. Pe lângă faptul că mi-e duce acuze că sunt prostituată, că sunt nu știu cum, că sunt... Și așa mai departe. Și... Da, sunt amenințată. Îți spun, mi-e frică să ies din casă, pentru că poate mă așteaptă cineva la scară. Ai zis ceva de șoferii lui, că te-a amenințat? Da, am amenințat cu șoferii lui, că dacă mă mai duc pe autocarele lui, o să mă bat, o să nu știu ce să-mi facă, bine. Da, nu înseamnă că oamenii ăia îl și ascult, îți dai seama. Dar
El, prin atitudinea asta, bine, cine mă caută acum, angajatul lui, încearcă să aplaneze conflictul. Măi, nu că e un om rău, sau, știi? Deci încearcă să-l aplaneze, dar nu este problema lui. Bun, dai mult din 5 în 5 minute. Da. Adică vorbesc și odată cu tine de două ori, da. Te mai sun peste 5 zile, dacă nu te-ai răzgândit. Din 5 în da, 5 minute, adică deja că nu... n-aș avea timp să te abordez da, atât de des. Da, i-am spus deja că eu îi mulțumesc pentru că încearcă pe calea amiabilă să ne... nu știu, să ajungem la un comun acord, dar problema avortului este exclusă, i-am spus. Deși el încearcă să mă provoace prin... pe care ce crezi că îți vorbește stres? Totuși? Am auzit niște convorbiri atât de urât. Atât de urât. Cu știi cineva de ce? Cu care... știi de ce? Să zic, vrei totuși să închei amiabil. Că ți-a spus, vom merge în concediu, la mare, la da. Schi, să rămânem prieteni. Pentru că, ți-a spus, nu mă poate cumpăra. Pentru că eu nu am aplicat capul în fața lui niciodată. Pentru că eu am o carieră în devenire. Am un... e studentă? Da, sunt la București? Da, la drept. Și el și-a văzut cu ce medie eu am terminat. Cu media 10. Deci, nu cu orice medie. Știe că nu stă de vorbă cu orice... cu orice domnișoară sau cu orice persoană dintr-o zonă mai precară. Știi? Pentru că... fosta lui iubită a provenit dintr-o zonă mai precară și așa mai departe și de asta probabil... Adică starea ta financiară nu da. E una care să depinde da. Neapărat da. De un bărbat, da. De un amant, să zicem, da? Da, da, tocmai. Pentru că asta nu suportă, că eu nu am plecat în fața lui, dar nu am de ce să-l aplic, știi? Dacă am dreptate, dacă am așa... problema lui cea mai mare este sărăcia, știi? Deși s-a spus că când murim, toți murim la un moment dat și nu duce cu noi nimic, absolut nimic. Adică se teme că va fi sărat la un moment dat? Da. Temă că va fi sărat. El nu vrea să împartă, el vrea să avortez tocmai ca să nu împartă, ca să nu... deși eu nu iau ce nimic, mă, nimic, nimic. Decât să mă lase în pace. Dar el nu mă lasă în pace. Ce dar... crezi că urmează? Ce vei face în perioada imediat următoare? În perioada imediat următoare, cum i-am spus, o să iau măsuri din punct de vedere legal, din punct de vedere juridic, o să mă adresez organelor de specialitate și pentru că nu se poate așa. Deci, îți dai seama, trăiesc într-o teroare. Zilnic mă sună, noaptea, trebuie să-mi închid telefonul, să-mi schimb și numărul, de ce nu, nu știu, să-mi schimb și adresa eventual. Știi că ți-a spus, mă aștept să... oricum la hotel, deci unde am fost acum la hotel, joi, le-am spus foarte clar să nu cumva să îmi dea cartela de la cameră sau să spună la ce cameră sunt, cazată și așa mai departe, la oricine ar veni să întrebe. Pentru că ți-a spus, mă așteptam să vină peste mine, să mă trezesc noaptea cu el acolo, să nu știu ce să fac. Te-a lovit vreodată? Nu m-a lovit, dar a încercat să mă lovească atunci în Sibiu și nu i-a mers. Pentru adică... că m-am tras. A, te-ai ferit. Da, m-am ferit, da. Știi ce vocabular? Deci nu se poate repede. Mi-am dat seama din mesaje și din ceea ce ai înregistrat deci, în convorbirea video. Deci, nu se poate reproduce. Ce vocabular are un om care pretinde că are o școală, pretinde că are o carieră, pretinde că e nu știu cine? Păi atunci fii bărbat și asumă-ți-le. Adică, ok, tu nu ți-ai dorit... eu pot să zic că eu nu am experiență. E sigură că e copilul lui? 100%. Eu pot să spun că eu nu am experiență, că am 22 de ani și îți dai seama, nu sunt trecută prin viață, nu am experiență vastă cum are el, dar el la 45 de ani, el a știut foarte bine ce face, înțelegi? Și în momentul în care la 45 de ani tu afirmi, știind că ai nu știu câți copii, tu afirmi că vreau să am un copil și faci tot ce stă în putință să fie... să și fie așa și după aia spui, te speri pe mâini, stai că eu eram beat, stai că de fapt eu nu sunt pregătit. Păi așa, atunci erai când l-ai făcut, să cum?